Potrivit atenționării meteorologice emise de ANM, până la ora 22, municipiul Constanța se află sub cod galben de instabilitate atmosferică. În intervalul menționat, în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificarea ale vântului cu rafale în general de 55 până la 75 de km pe oră. Vijelii, grindină, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. În intervale foarte scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20 până la 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. De asemenea, meteorologii au emis pentru ziua de astăzi și mâine cod galben de caniculă pentru municipiul Constanța. Valul de căldură se va menține în Dobrogea. Va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa în general între 33 și 37 de grade, iar cele minime între 20 și 23 de grade.